Revenind la subiectul zilei, mi-a plăcut de Tăricianu cu bălțile. Domnul Tăricianu, ce ziceți? Corupție, nebunie la Belina? Ce? La Belina? La balta aia? Cum adică, mă, balta aia? E Dita Mailacu, bre! Ca o instituție a statului să se ocupe de soarta unei bălți de pescuit de pe malul Dunării, cred că suntem suficient de maturi, avem suficientă experiență ca să înțelegem că nu asta se urmărește, ci cu totul și cu totul altceva. E o băltoacă acolo, domne, ce vorbești? Dacă dă soarele mai puternic într-o zi, gata, a secat. Da, se udă puțin acolo când plouă și gata, a sărit lumea. Domne, lacul Belina. Dar nu, nu e un lac. A uitat o femeie apa deschisă în curte la marginea satului și s-a făcut așa o băltoacă, dar trece, se duce, o suge pământul. Deci, domnul Dragnea, gata, domne, trece și dosarul ăsta, că se usucă pământul. Sau o fi fost de când a anunțat doamna Firea codurile alea portocalii de ploi și furtuni, a picurat mai mult acolo, na, s-a făcut o băltoacă. Cum n-ai bă să faci dosar penal pentru asta? Acu serios. Dar știți că mai sunt acolo firme care au bălți închiriat? Și că oamenii aș pun întrebarea dacă nu cumva ia și pe ei? De exemplu? Oameni care au mers la pescuit, la baltă, își pun întrebarea dacă nu o să fie și ei chemați ca la referendum? Să jure cu mâna pe Biblie, pe mașină sau prin curți, pe la biserică. Da, fraților, au ce au ăștia de la DNA cu pescarii. Eu de-aia nu mai merg la pește. Asta e, e o lovitură de stat. Mai exact, o lovitură de stat la pescuit. Asta se urmărește, distrugerea pescuitului în Teleorman, vă spun. Și cică de ce se apucă oamenii după aia de furat și de dat în cap? Păi dacă n-au și ei ce să mănâncă? Cum încearcă unii să ducă totul în derizoriu. O baltă, niște pescari, oameni amărâți. Despre ce vorbim, domnule?